Știm că de obicei, în medicină, remediul este cel care vine la sfârșitul examinării și este cel care este prescris abia după ce se stabilește un diagnostic. Totuși astăzi, ținând cont că subiectul discuției va fi anxietatea, facem o excepție și vom vorbi mai întâi de cel mai bun remediu care există în toate tipurile de medicină pentru anxietate. Și după cum puteți să vedeți, el este chiar prezent în studio, în fața dumneavoastră, și este plăcinta cu mere. O să spuneți cum? Plăcinta cu mere? Da, exact plăcinta cu mere, pentru că plăcinta cu mere este unul din stâlpii care menține în echilibru lumea în care trăim. Dar nu este orice fel de plăcintă cu mere, este o plăcintă cu mere fermecată. Sau poate merele sunt fermecate. De ce este fermecată această plăcintă? Este fermecată pentru că două mâini au frământat aluatul, au pus la copt toate ingredientele și au pus suflet gătind această prăjitură. Alte mâini au cules merele din care s-a făcut această plăcintă, alte mâini au adus apa, alte mâini au construit cuptorul prin care s-a făcut această prăjitură și dacă vom sta și vom analiza, ne vom da seama că o mulțime de oameni cărora ar trebui să le fim cu adevărat recunoscători au făcut posibil ca această plăcintă să fie prezentă în fața noastră. Și dacă stăm bine să ne gândim, toate lucrurile pe care noi le considerăm ca fiind de la sine înțelese în viața noastră, ajung acolo datorită multor oameni care prin grija, prin iubirea și prin atenția lor ne-au dăruit din prea plinul lor sufletesc lucruri minunate pentru care noi trebuie să fim recunoscători divinității și oamenilor din viața noastră. Trebuie să avem mulțumire, pentru că iată cât suntem de bogați. Și bogăția este în primul rând în adâncul sufletului. Plăcinta cu mere mai este specială pentru că dacă ne uităm în mitologie, vom vedea că mărul a fost mereu în centrul atenției. În mitologia greacă se știe că un măr a fost oferit celei mai frumoase dintre zeițe, Afrodita. Se știe că Hercule a căutat în grădina Hesperidelor să găsească mărul. În legendele noastre populare, merele de aur. De ce se vorbește atât de mult despre măr? Pentru că știm și legenda cum că părintele fizicii moderne Isaac Newton a fost lovit de un măr în cap, în ghilimele, atunci când a conceput teoria gravitației. Mărul, în secțiunea lui, dacă vom tăia un măr pe din două, și bine ar fi să avem un măr din acela care are codiță, frunze și gust. Interesant acest lucru. Mărul acela și în albă ca zăpada. Mărul era jumătate otrăvit, jumătate bun, depindea de care parte muști. Wilhelm Tell, în legendele vechi, care a fost testat prin maestria lui să vedem dacă poate să atingă mărul de pe capul propriului băiat, să-și dovedească maestria. Avem în secțiune un câmp toroidal. Asta reprezintă, de fapt, mărul. Câmpul toroidal este acel câmp, cum este și câmpul magnetic al Pământului, care în egală măsură se rotește, dar în același timp energia intră prin partea de sus și iese prin partea de jos. Acest câmp este, de fapt, descrierea cea mai precisă a modului în care funcționează realitatea la nivelul la care fizica modernă poate să o înțeleagă și, de fapt, inclusiv organismul uman este, în subtilitatea energetică a lui, un astfel de câmp toroidal. Atunci când suntem sub influența unui astfel de câmp, putem să producem transformări în realitatea noastră.
dintr-un anumit punct de vedere, în univers există acest câmp toroidal care are la un capăt o gaură neagră prin care materia este absorbită și un soare prin care materia este expulzată. Iată deci cum într-o simplă plăcintă cu mere există atât de multe lucruri minunate și cu siguranță că atunci când ai un pic de anxietate, ai un pic de tristețe, ai un pic de depresie și vei mânca din plăcinta cu mere, îți vei aduce aminte de poveștile bunicii din copilărie, îți vei aduce aminte de mâinile mamei, îți vei aduce aminte de acele momente minunate din copilăria noastră care ne dau putere să mergem mai departe și care ne-au creat o viață atât de frumoasă fără ca noi să fim conștienți în acel moment ce dar minunat primeam și cât de mult avea să ne influențeze în această viață. Dar avem aceste momente care în interiorul sufletului trebuie să le prețuim pentru că ele ne dau tăria, sunt ca niște perle ascunse, dar care ies din subconștientul nostru la suprafață la un moment dat și ne ajută să depășim cele mai grele momente prin care trecem actual. Pentru că în sistemul nostru energetic, ideea de trecut, prezent, viitor este înlocuită de ideea de prezent continuu. Așadar, bucuria este la prezent continuu. Și această bucurie este cea pe care trebuie să o împărtășim cu oamenii din jurul nostru, așa cum trebuie să facem, desigur, și cu plăcintele pe care le primim în dar, mai ales cu plăcinta cu mere. Pentru că bucuria pe care o avem nu poate fi deplină decât atunci când împărțim ceea ce avem cu cei din jurul nostru, iar evoluția noastră spirituală nu poate să decurgă decât prin iubire și compasiune, ceea ce înseamnă că întotdeauna când mănânci ceva, să mulțumești divinității, darului, oamenilor și nu în ultimul rând să încerci să dăruiești mai departe darul pe care l-ai primit. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. Iată, plăcinta cu mere s-a îndepărtat din platou. Poate că a fost mâncată și cu siguranță, dacă a fost mâncată, cei care au făcut acest lucru au scăpat de anxietate. Anxietatea este o emoție normală. Sigur, când ne referim la normalitate, este destul de greu să dăm o definiție în zilele și în lumea în care trăim noi. Această normalitate putând să aibă o plajă foarte largă. Ce vreau să spun însă este faptul că există o anumită teamă care se manifestă fără un obiect anume și care are ca și rezultat o măsură de prevedere pentru omul care are acest sentiment. Adică o precauție și o prevedere pentru a încerca să previi sau să te aperi, să te păzești de un lucru potențial periculos. Desigur că atunci când această emoție încearcă să acapareze întreaga gândire și când încearcă să ne învelească într-un clopot de sticlă care să ne izoleze de lumea în care trăim, aparent pentru a ne lipsi de suferință, de fapt, în acel moment, anxietatea devine o obișnuință sau un mod de viață, atunci devine incapacitantă și putem să o încadrăm în zona dezechilibrelor, ca să nu folosim un termen negativ. Apropo de acest lucru, de multe ori când definim o anumită stare pe care o avem noi sau cei din jur,
este bine să încercăm să înlocuim acel cuvânt negativ pe care am fi dorit să-l spunem prin echivalentul lui, poate chiar opus, pozitiv. Știm ce vrem să spunem, dar uneori e bine să nu încărcăm negativ energia situației și a oamenilor din jurul nostru și mai ales este bine să ne mai întrerupem din când în când din fluxul gândirii negative, să mai luăm câte o pauză. Mai obosim și noi uneori să gândim negativ, să nu ne mirăm deci că rezultatul acestei gândiri negative este anxietatea. Fără mulțumire, fără recunoștință, fără iubire, fără compasiune, cu siguranță că poarta rămâne deschisă și pe acolo pot să intre emoții care își vor face de cap în felul lor și ne vor face și nouă, într-un fel, un dezechilibru, în primul rând emoțional și sufletesc. Anxietatea, din punct de vedere, să spunem, strict tehnic, așa cum este ea categorisită în zona psihologiei, include tipuri de anxietate, cum ar fi anxietatea generalizată, anxietatea socială, tulburările obsesiv-compulsive, stresul post-traumatic, tulburări legate de fobii sau separări. Și este descrisă această stare de anxietate printr-o serie de, să spunem, semne sau simptome. În primul rând, perturbarea respirației și a ritmului cardiac. Respirația este mai rapidă, inima bate mai repede, bate uneori neregulat, palpitații, senzație de sufocare, senzație că aerul ne mai ajunge. Acel sentiment că ești tot timpul la limită, ești cu nervii în ghilimele întinși la maximum, adică orice eveniment te solicită, te supra-solicită și te face să te enervezi, să te înspăimânt, să te dezechilibrezi foarte ușor. Transpirație abundentă pe tot corpul, uneori la nivelul palmelor. Probleme de concentrare, probleme de memorie. Există uneori pierderi sau scăderi de memorie. De fapt, este un mecanism cognitiv care intră în funcțiune pentru a ne apăra de perceperea prea acută a traumelor. Probleme cu somnul și, în general, cu tulburarea tuturor ritmurilor pe care le avem, pentru că somnul face parte din ritmurile pe care noi le avem în acest univers. Hipotalamusul, hipofiza și suprarenalele reprezintă axul energetic și endocrin care echilibrează aceste ritmuri. Somnul, pofta de mâncare, ritmul respirației. Așadar, când unul din aceste lucruri sunt perturbate, e clar că undeva la nivelul hipotalamusului și a hipofizei există o tulburare. De asemenea, tulburări digestive în zona stomacului, durere de stomac. De fapt, este zona plexului solar, pentru că creierul nostru neurovegetativ se află în zona plexului solar și aici există un ghem de nervi care ne ajută să ne reglăm activitatea organelor interne. Dar tot aici există un centru energetic, plexul solar, pe unde noi comunicăm emoțional cu situațiile și cu oamenii din jurul nostru. Nu de puține ori, așa zisele atacuri energetice sunt de fapt o deschidere prea mare a acestui centru, ceea ce înseamnă o sensibilitate și o vulnerabilitate. Necesară însă, în anumite momente și în anumite procese și profesii, pentru a putea ajuta ca omul să fie empatic și să simtă ceea ce se întâmplă în jurul lui cu el și cu oamenii din jur. De asemenea, există și o, să spunem, cefalee, o amețeală care însoțește nu de puține ori anxietatea. După cum vedeți, simptomele care însoțesc anxietatea sunt variate, diverse și nu foarte clar integrate într-un anumit sistem, ceea ce înseamnă că, la început, oamenii care nu au o anumită percepție sau educație vor confunda cu ușurință aceste simptome cu diferite boli somatice. Și, evident, vor pleca pe un drum de investigații paraclinice, analize de laborator, ecografii, radiografii, RMN și așa mai departe, absolut necesare și firești, dar care îi vor duce într-un punct în care vor fi nedumeriți, pentru că
Pe de o parte, ei se simt rău, pe de altă parte, nimeni nu descoperă ceea ce au. Pericolul cel mai mare în acest moment este ca omul respectiv să ia o automedicație sau o medicație care să nu se adreseze adevăratei cauze, care de fapt este acolo, în planul emoțional, este chiar în planul subconștient, pentru că nu de puține ori această anxietate și are rădăcina în evenimente petrecute în tinerețea, copilăria omului respectiv. Cu alte cuvinte, un program a rulat în acel subconștient, poate repetat de milioane de ori, și acum ceea ce vedem noi la omul respectiv, vedem doar rezultatul. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să întâlnesc pacienți care aveau uneori o reacție foarte puternică la un stimul extrem de mic, pentru că acel stimul era pentru omul respectiv ca un trigger. Adică există în lumea în care trăim noi programe de autodistrugere care rulează în mintea multor oameni. Nu te-ai iubit suficient, ai avut tendințe autodistructive, ai fost egoist, multă tristețe, anxietate, toate aceste lucruri au creat un pattern în creierul tău și de fiecare dată când el întâlnește modelul în care se regăsesc stimulii care au creat acea situație, el va avea tendința să refacă această situație. Interesant este că, aprofundând un pic, să spunem, caracteristicile anxietății, există și anumite, să le spunem, trăiri sau stări care ele înseamnă într-un fel un soi de echivalent de anxietate, chiar dacă noi, ca oameni trăitori în societatea modernă, nu avem sentimentul că există această anxietate. Și mă refer aici la câteva caracteristici: îngrijorarea despre absolut toate lucrurile din viața noastră. Faptul că te preocupă, de exemplu, sănătatea, situația financiară, serviciu și alte lucruri, este un fenomen absolut normal și firesc. Dar uneori, această îngrijorare capătă niște proporții cataclismice, catastrofice, și nu mai poți să-ți desfășori activitatea normală, pentru că pui întotdeauna, să spunem în ghilimele, rău înainte. De asemenea, să spunem, faptul că la un moment dat, într-un anumit context social, să spunem, te simți, ai un disconfort. Cumva ai vrea să te retragi, să nu mai fii foarte sociabil și ai acest sentiment că dacă vei vorbi, te vei exprima în public, te vei expune unei critici excesive și atunci încerci cu orice preț să eviți acest lucru. De asemenea, frământarea pe care mulți dintre noi o avem înainte ca un eveniment important să se întâmple în viața noastră sau un eveniment poate mai puțin important, dar ne facem planuri, gânduri, analizăm foarte mult și ne consumăm foarte mult. Există un consum care este normal, dar în momentul în care acest consum îți ocupă majoritatea energiei și ți-o irosești în felul acesta, cu siguranță că acolo este vorba de un grad de anxietate. Apoi, o teamă, frica de suferință, frica de durere, frica de situațiile periculoase. Adică, imediat cum omul simte că este o mică posibilitate ca lucrul respectiv să nu se desfășoare exact așa cum își imagina sau își dorește el, îi se pare că s-a creat un pericol imens și că fuge imediat pentru că el trebuie evitat. Nu de puține ori în viața noastră suntem chemați să riscăm. Să riscăm, de exemplu, nu înseamnă să sar cu parașuta dintr-un avion fără să verifici dacă parașuta se deschide. Și nici nu înseamnă să-ți asumi riscuri inutile, pentru că viața este cel mai de preț dar. Dar, în același timp, înseamnă ca uneori să riști, pentru că trebuie să îndrăznești să schimbi câte ceva în viața ta. Iar schimbarea întotdeauna va fi un pic problematică și dureroasă, pentru că nu poți să schimbi ceva dacă nu riști un pic. E altceva nou. De asemenea, toată tristețea și anxietatea pe care o avem după un eveniment trist sau mai puțin plăcut. Cu siguranță că
în viața fiecăruia dintre noi există momente plăcute și mai puțin plăcute. Cu siguranță că toți avem această tristețe care însoțește un eveniment. Acum însă, dacă rămâi captiv în această tristețe și nu mai dorești să evoluezi, nu mai dorești să te bucuri de frumusețea vieții, acolo cu siguranță este o problemă de anxietate necontrolată. Și nu în ultimul rând, și aici este un lucru care poate în lumea în care trăim noi a constatat acest lucru, o preocupare în exces pentru igienă și pentru curățenie și pentru ordine. Adică, cu alte cuvinte, toate lucrurile pe care le facem noi sunt bine rânduite în acest univers. Și știm că mai binele este dușmanul binelui. Așadar, avem nevoie de curățenie, avem nevoie de ordine, avem nevoie de igienă și toate trebuie făcute cu măsură. Însă, în momentul în care aceste măsuri se produc în exces, ele determină, de fapt, un dezechilibru și, evident, o anxietate, pentru că dacă stăm bine să ne gândim, noi încercăm să ne ferim, să spunem, de microbii care există în această lume, dar în același timp uităm de faptul că însăși organismul nostru este, până la urmă, cea mai importantă sursă de microorganisme. Microorganisme care multe din ele le-am înțeles, ne-am armonizat cu ele, pentru că noi le ajutăm și ele ne apără. Atunci când distrugem aceste microorganisme, se creează un gol în apărarea noastră și este știut faptul că în momentul în care flora intestinală este perturbată, în mod normal ea fiind ocupată de germenul Escherichia coli, care poate deveni patogen la un moment dat și poate da infecții urinare sau pe tractul digestiv, iată că în momentul în care această floră este distrusă de un antibiotic, atunci, în acel moment, rămâne un loc liber prin care orice microorganism poate să pătrundă. Tocmai de aceea este necesar ca, după folosirea unui antibiotic, desigur, sub prescripție medicală, să corectăm și să refacem flora intestinală folosind produsele probiotice, care, din fericire, în ziua de astăzi, există sub diferite forme și denumiri, și ca și cantitate și ca și calitate, zic eu, la un nivel suficient. Interesant este faptul că la nivelul acestei flore intestinale, și în medicina chineză acest lucru se știe de foarte multă vreme, intestinul gros are legătură cu pielea, are legătură cu imunitatea, are legătură cu diviziunea celulară, dar cea mai importantă secreție de serotonină, așa zis hormonul fericirii în ghilimele, cel care scade propriu-zis anxietatea, se produce exact la nivelul tubului digestiv și exact la nivelul intestinului gros, despre care în medicina chineză se spune că ne ajută să intrăm într-o stare de meditație, pentru că reprezintă metalul. Și metalul este cel care încasează, ceea ce înseamnă că este turnat, topit și turnat într-o anumită formă. Și el încasează o anumită amprentă, o amprentă spirituală. Deci, iată cât de important este din acest punct de vedere regimul alimentar. Mulți oameni însă, când spun regimul alimentar, se gândesc, da, să mănânc fructe, legume, fibre, să am un conținut de carne suficient, nici exagerat, nici prea mare. Cu sigur, sunt recomandări alimentare binevenite. Însă să nu uităm că mai există ceva ce noi mâncăm. Și acest lucru sunt sentimentele. Există un sistem digestiv, să spunem așa, energetic, care el se ocupă cu metabolizarea sentimentelor. Aș spune că organul sau funcția care face acest lucru în medicina chineză se numește trei focare. Trei centri, unul la nivelul abdomenului inferior, cel de-al doilea la nivelul pieptului, cel de-al treilea la nivelul frunții. Asta este sistemul din Qigong. Sistemul din medicina tradițională chineză este unul la nivelul abdomenului inferior, unul la nivelul plexului solar și unul la nivelul inimii. Oricum, acești trei centri sunt făcuți să funcționeze în tandem, ne ajută să ne integrăm în univers, să ne descoperim unicitatea și drumul în viață și reprezintă și conexiunea cu sistemul energetic, cu metabolismul apei, cu sistemul endocrin și cu evoluția spirituală, pentru că meridianul 3 focare este supranumit tunetul sau trezitorul, tradus simbolic prin modul în care cuvântul lui Dumnezeu își face simțită prezența în interiorul nostru. Thank you.
timpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună, să avem grijă de el. Există anumite tipuri constituționale în medicina tradițională chineză care dau, în ghilimele, să spunem așa, o predispoziție spre anxietate. Acum, atunci când vorbim despre această predispoziție, trebuie să înțelegem că, indiferent câte predispoziții ar exista în organismul unui om, nu predispozițiile îi determină viața, ci alegerile pe care acest om le face. Și aceste alegeri le face în măsura în care el crește și ajunge să înțeleagă din punct de vedere energetic, spiritual și emoțional ce se întâmplă cu el. Adică, cu alte cuvinte, drumul omului către sine însuși este un drum către interiorul lui. Pentru că la un moment dat cu toții ne dăm seama că nu numai realitatea vine din interiorul nostru, dar că ceea ce avem în interiorul nostru se va exprima întotdeauna la exterior. Cu cât mai multă lumină, cu atât mai mult bine. Așadar, acest tip constituțional este în general tipul Shaoyin. Este între cele 6 niveluri energetice, al 6-lea nivel energetic, pentru că în medicina chineză există 6 niveluri energetice. Primul nivel, nivelul Tai Yang, este format din intestinul subțire și vezica urinară. La acest nivel, anxietatea se simte undeva la nivelul pielii, ca niște frisoane, ca niște dureri, ca niște amorțeli, vorbesc din punct de vedere fizic, printr-o necesitate de a merge mai des la toaletă și prin anumite intoleranțe alimentare. Deci foarte interesant, anxietatea blochează într-un fel sau altul zona de absorție a intestinului subțire. Și încep să apară probleme legate de gluten, legate de lactoză și așa mai departe. Și glutenul și lactoza în exces pot perturba funcția intestinului subțire, intestin subțire care este în medicina chineză organul pereche al inimii. Cu alte cuvinte, o legătură pe partea emoțională foarte puternică. Deci iată că putem avea aceste intoleranțe care să plece de la un fond de anxietate. Al doilea nivel, nivelul Shaoyang, este format din 3 focare și vezică biliară. Este un nivel în care anxietatea se manifestă mai ales prin agitație. Agitație, neliniște, împrăștiere, irascibilitate și aș spune într-un fel o pierdere a credinței, a credinței în frumusețea vieții. Pur și simplu, omul la care anxietatea a pătruns la acest nivel nu mai poate să vadă frumusețea vieții. Are impresia că totul este greu, că totul este împotriva lui, că nu există bine pe această lume și cumva, având acest tip de energie, atragi același tip de energie și de oameni în jurul tău. Și atunci vei avea o confirmare a propriei ipoteze interioare. Al treilea nivel, nivelul Yang Ming, este format din intestin gros și stomac. Aici este nivelul multă energie, mult sânge, adică nivelul la care anxietatea se manifestă prin tulburări digestive, un colon iritabil, o gastrită de sau esofagită de reflux, o poftă de mâncare perturbată sau exagerată, pentru că pofta de mâncare este un instinct și ne ajută la menținerea sănătății organismului. Există chiar un punct de acupunctură celebru între pacienții care vin la mine, cel care reglează pofta de mâncare. Pofta de mâncare care poate fi, desigur, reglată și inhibată, însă nu poate fi anulată, pentru că programul care reglează pofta de mâncare este un program esențial de supraviețuire. Așadar, poate fi modulat, dar nu poate fi anihilat. Nici nu ar fi bine să fie anihilat, nici nu poate să fie anihilat, pentru că organismul a fost creat perfect și are mecanisme de siguranță care îl apără pe acest organism,
inclusiv de greșelile pe care doctorii ar putea să le facă în tratarea unui pacient. Pe de altă parte însă, avem această abundență de mâncare în jurul nostru și totul a devenit foarte ușor de procurat. Atunci nu mai avem neapărat o bucurie pentru că nu conștientizăm cât de importantă este mâncarea, cât de greu ajunge mâncarea la noi, cum există pe această lume zone unde mâncarea este un dar atât de prețios și oamenii nu beneficiază de el. Și ar trebui să ne gândim la această risipă pentru că noi vrem să creăm o lume frumoasă. Și până la urmă, asta facem în fiecare moment al vieții noastre. Al patrulea nivel, nivelul tie-in, un nivel cu totul și cu totul special, pentru că ce trece de acest nivel devine deja o boală cronică, este mult mai greu de tratat, în special bolile din zona fizică, plămân și pancreas. Aici anxietatea se manifestă prin tulburări de respirație. Există oameni care, din cauza unei anxietăți excesive, au sentimentul că respirația li se va opri la un moment dat. Cu siguranță acești oameni au un blocaj pe zona diafragmului și pe spate, între cei doi omoplați, există două puncte, cășu, vezică urinară 17, care pot fi folosite în acupunctură pentru deblocarea funcției diafragmului, în așa fel încât respirația să fie o respirație completă, o respirație abdominală, cea care să aducă suficient oxigen la nivelul creierului, pentru că oxigenul suficient la nivelul creierului scade anxietatea. Nu este întâmplător că simți nevoia să respiri foarte adânc atunci când ai anxietate, deschizi fereastra, ai nevoie să intre mai mult aer pentru că simți nevoia să-ți deschizi pieptul. Și la nivelul pieptului există chakra inimii, există acest punct în acupunctură în vas concepției 17, care este centrul omului. Cu alte cuvinte, vrei să fii centrat, vrei să te regăsești în tine. Este și un punct care reglează imunitatea, de unde se vede cât de importantă este legătura dintre partea emoțională și partea imunitară. Un același punct de acupunctură reglează imunitatea și reglează și această deschidere a pieptului, această deschidere emoțională, această ușurare a respirației. Acest punct se folosește în acupunctură împreună cu punctele feișu, vezică urinară 13, care sunt punctele de reglaj ale plămânului. Combinația acestor puncte de pe față și de pe spate deschid cutia toracică și ajută respirația în crizele de astm, în tulburările legate de bronhii, dar mai ales în stările de anxietate. Și al celălalt organ, pancreasul, este cel care dispune la îngrijorare, roadere, multe probleme care... Al cincelea nivel energetic, nivelul juein, este format din pericard și ficat. Aici sunt cei care au anxietate lipsită de perspectivă. Fac alegeri riscante, fac alegeri proaste, alegerile acestea îi adâncesc și mai mult în starea pe care o au. Se învârt ca într-un cerc, se frământă în interior, dar nu pot să găsească o ieșire din această situație. Ea este acolo, dar ei nu pot să o vadă, pentru că ficatul este legat de ochi. Și al șaselea nivel, nivelul Shaolin, care dă și constituția cu acest nume, după cum vedeți, este nivelul cel mai profund. Două organe sunt situate pe acest nivel, inima și rinichiu, care reprezintă apa și focul și care simbolizează axul evoluției noastre verticale. Ceva care a ajuns la acest nivel ne împiedică evoluția verticală, ne împiedică ascensiunea spre Dumnezeu, ne împiedică drumul spre partea spirituală care ține de iluminare și mântuire. Ne trage în jos. Aici este vorba de oamenii care au o încăpățânare atât de mare încât nu ascultă de nimeni și de nimic chiar atunci când se duc cu capul în perete, sau cei care nu mai au voință, cei care au frică, nu mai au o motivație în viața lor, nu-și mai găsesc o motivație și când și-o găsesc, frica este mult prea mare încât nu cred că ar mai putea să facă ceva.
Din acest punct de vedere, inima compensează această chestie prin bucuria de a trăi. Dar iată că anxietatea pătrunsă până la al șaselea nivel afectează inclusiv energia inimii și atunci există, cum bine spunea un înțelept, lipsa bucuriei de a trăi. Tehnic vorbind, în medicina chineză, atunci când vorbim despre anxietate, putem vorbi despre un deficit de energie yin sau de sânge la nivelul inimii, putem vorbi despre un exces de yang sau de căldură tot la nivelul inimii, putem vorbi de un deficit de energie pe splină și pe pancreas, o stază a energiei pe ficat, un deficit de energie pe plămân și un deficit de energie la nivelul rinichiului. După cum vedeți, există, să spunem așa, în mare, 5 sau 6 tipuri de anxietate, pentru că, iată, în medicina chineză, organismul este tratat ca un întreg. Așadar, anxietatea nu afectează organismul numai într-un segment. Sau îl afectează la început într-un segment, dar ulterior acel segment începe să înglobeze din ce în ce mai multe straturi, sisteme și funcții din tot organismul, în așa fel încât ea se generalizează la un moment dat și devine o condiție a organismului. Desigur că atunci când încercăm să tratăm anxietatea, pentru că anxietatea este o tulburare care are nevoie de tratament, omul are nevoie de ajutor, dar și el, la rândul lui, trebuie să își dorească să se ajute singur, există variante medicamentoase, există varianta de suplimente naturiste, există varianta de acupunctură, există varianta de psihoterapie, există varianta de anumite exerciții de gimnastică, sport, kinetoterapie. Ele sunt binevenite și trebuie îmbinate la fiecare om în funcție de necesitățile pe care acesta le are, de unde deducem faptul că este nevoie de diagnosticul unui specialist care să te îndrume pe acest drum. În același timp însă, țin minte o pacientă dragă, mi-a spus, la un moment dat a fost măcinată în viața ei de o perioadă de anxietate foarte intensă, de care din fericire a scăpat, și spunea, știți când am început să mă fac bine? Atunci când m-am săturat să sufăr și să fiu bolnav. Este foarte interesant așa cum uneori, ca să poți să ieși dintr-o anumită stare, trebuie să ai un sentiment de lehamite. Dar știți când vine acest sentiment? Nu vine la început, ci paradoxal, inițial te adâncești și mai mult în starea respectivă. E ca și cum ai accepta-o așa, ca și cum ai vrea să o simți mai bine. Pare un soi de mazochism psihologic, să spunem așa. Dar cu toate astea, abia în acel moment încep să te vezi mai aproape de cum ești tu. În multe practici spirituale și religioase, această perioadă este numită, simbolic vorbind, noaptea neagră a sufletului. Pentru că toate măștile cad, toate barierele se destramă, toate justificările și mecanismele de apărare încetează și pentru prima oară te privești pe tine față către față și te vezi așa cum ești. Și fără îndoială ești perfect, dar și această perfecțiune are lucruri perfectibile. Cu alte cuvinte, nu spre deznădejde sau dezechilibru trebuie să fie această stare, ci este nevoie ca ea să fie însoțită întotdeauna de un imbold pozitiv. Pentru că e nevoie, pentru ca un om să depășească anxietatea, de munca și efortul lui de fiecare zi, de suportul medicului și al psihologului și de suportul oamenilor apropiați, ai familiei. Nu de puține ori mi-am dat seama că
am putut să tratez cu mult mai eficient un pacient atunci când mediul familial sau poate mediul social sau poate mediul de la servicii în care evoluam omul respectiv era un mediu echilibrat. Acum, din punct de vedere karmic și energetic, știm că realitatea fiind un produs al interiorului nostru, nu putem să ne plângem de anxietate atâta timp cât noi creăm anxietate și nesiguranță în viața oamenilor din jurul nostru. Cu alte cuvinte, de multe ori culegi ceea ce semeni. Și atunci, dacă vrei să lucrezi și la cauza mai profundă a emoțiilor, sentimentelor și anxietății, trebuie să te gândești dacă tu, la rândul tău, ai dat sprijin, ai avut un suport și ai făcut lucruri pentru oamenii din jurul tău. Dacă ai fost alături de ei când le era greu. Și aici e un lucru interesant. În momentul în care oamenii au un grad mare de anxietate, încep să devină obositori și agasanți pentru oamenii din jur. De ce? Pentru că îi sună la cele mai nepotrivite ore, cer ajutorul, sentimentul unei distrugeri iminente există în psihicul lor și cumva este ca un strigăt de ajutor. Un strigăt de ajutor, de fapt, pentru iubire, pentru atenție. Un strigăt de ajutor pentru că omul este chemat să evolueze în pasul următor și s-a făcut frică. Un strigăt de ajutor pentru ca să-și abandoneze vechiul eu, să câștige un eu. Aici este o poziție extrem de delicată pe care atât medicul cât și oamenii din jur trebuie să o aibă față de acești oameni în acest moment. Pentru că a fi înclinat să-i dai prea mare atenție și să te vaieți cot la cot cu pacientul nu este o atitudine care să-i folosească, ci din contră. Îl ajută să se concentreze mai mult pe starea lui, din care nu va putea să iasă. Dar nici o atitudine distantă, o atitudine rece, o atitudine care să neglijeze absolut tot ce trăiește omul respectiv de nepăsare nu este o atitudine bună. Este bine să abordăm situația cu umor. Adică să putem să râdem de anumite lucruri pe care omul respectiv nu își dă seama că sunt chiar de râs și să putem să fim serioși pentru lucrurile de care are nevoie. Dar pentru asta este nevoie de o anumită experiență și o anumită finețe, dar mai presus de aceste lucruri este nevoie de compasiune, grijă și atenție față de omul de lângă noi. Pentru că dacă avem acest lucru în interiorul nostru și mai ales dacă inima noastră este deschisă, cu siguranță că vom putea să simțim și vom putea să-l ajutăm pe omul respectiv să treacă peste această stare. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să întreb pe oameni, chiar la începutul tratamentului, ce vor face când nu vor mai avea anxietate. Deși și aici este o discuție foarte lungă. Oare anxietatea se vindecă, trece în întregime? Rămâne oare un fond anxios? Te poți schimba atât de mult încât să nu mai există nicio urmă aceste anxietăți? Eu înclin să răspund pozitiv la aceste lucruri. Dar am întrebat pe acești oameni, ce veți face când veți fi bine? Pentru că e o întrebare pe care noi toți trebuie să ne punem. Am ajuns să am anumite stări pentru că ceea ce am făcut m-a dus în acest punct. Păi, atunci ar trebui să mă gândesc să schimb ceva. Dacă voi rămâne la același nivel și la același mod de gândire, cu siguranță nu se va întâmpla nimica. Nu va trebui să reintru în pattern-ul pe care l-am avut anterior. Cum spun pacienții, aș vrea să mă simt din nou bine ca în acel moment. Ca acum nu știu cât timp să fiu din nou la fel de bine. Păi nu mai poți să fii la fel de bine. De ce? Pentru că în primul rând vei fi mai bine, în al doilea rând te-ai schimbat, în al treilea rând, lumea a evoluat și s-a schimbat. Este o altă situație care necesită o altă stare de echilibru. Așadar, noi trebuie să evoluăm din stare de echilibru în stare de echilibru, dar între aceste două stări există întotdeauna un ușor disconfort. Ce se întâmplă când anxietatea se localizează la nivelul inimii? În primul rând, inima are un sistem energetic foarte înțelept, ca să spunem. De fapt, pericardul, organul care învelește, îmbracă, ocrotește și transmite ordinele inimii, pericardul este numit în medicina tradițională chineză înțeleptul corpului. Pentru că așa cum un împărat, inima este împăratul organismului, are un sfernic de taină lângă el,
La fel și inima are pericardul, care este un înțelept care sfătuiește cum se face mai bine treaba în împărăție, împărăția fiind organismul uman. Încă medicina modernă nu a descoperit această rețea pe care pericardul o are în tot organismul și prin care comunică cu fiecare celulă, în așa fel încât în fiecare moment, prin intermediul pericardului, emoția ajunge și este citită de către fiecare celulă. În același timp însă este și un sistem tampon și de protecție, pentru că o emoție prea puternică care ar ajunge direct la inimă, fără protecția pericardului, ar însemna, să nu spunem un lucru foarte grav, dar un dezechilibru major care ar perturba funcția întregului organism. Atunci când există anxietate localizată la nivelul inimii, apare o stare de iritabilitate, de frustrare, de amețeală, de insomnie și, în general, o stare de agitație. Atunci când domină excesul acela de energie yang, apare și o înroșire a corpului în partea superioară, față, ochi roșii, apare durerea de cap, apare o epuizare a lichidelor organice, ceea ce înseamnă o tendință la constipație și, în general, este acel sentiment că omul respectiv trebuie să fie scos din priză, adică, în ghilimele vorbind, omul, mintea omului respectiv gândește în continuu și dacă ar gândi și ar gândi bine, poate n-ar fi atât de deranjant, dar toată această gândire merge spre o îngrijorare care evident că se transformă în un soi de agitație care nu produce absolut nimic pozitiv. În momentul în care este acel deficit de sânge și de energie in la nivelul inimii, acolo apare o stare mai de oboseală, mai de apatie, ca să spunem așa, și limba are tendința să fie un pic mai palidă. Mă gândeam că există și anumite, pe orarul de funcționare a celor 12 meridiane, există pe parcursul celor 24 de ore câte 2 ore alocate unui organ și în momentul în care anxietatea, de exemplu, se localizează între anumite ore, pentru că la anumiți oameni există un fel de orar, la alți oameni este poate oarecum mai aleator, să spunem așa, putem să ne dăm seama care este organul implicat mai puternic. De exemplu, ora de activitate maximă a inimii este între ora 11 și ora 1 ziua. Cu alte cuvinte, acești oameni vor avea o predispoziție la a avea probleme în zona asta. Desigur, anxietatea la nivelul inimii se va manifesta prin creșterea tensiunii arteriale, prin palpitații, prin senzație de sufocare. Adică va simula foarte bine o boală de inimă, în așa fel încât chiar va necesita investigații de specialitate. Partea bună este că nu este vorba de așa ceva. Partea proastă este că o astfel de stare emoțională neechilibrată și netratată poate să ducă în timp chiar la o boală de inimă. Există câteva puncte de acupunctură care pot contribui din plin la reglarea anxietății când este localizată la nivelul inimii și unul din aceste puncte se află în apropierea pliului palmei, cord 7, care în înțelepciunea sistemului energetic al organismului nu este așa cum ar fi trebuit să fie punctul de dispersie al inimii, adică un punct prin care să se mai dea drumul energiei organului ca să se mai disipeze un pic. Pentru că inima este un organ esențial și nu se poate risca să existe un astfel de punct. Deci acest punct are o conotație spirituală foarte puternică, dar nu este punct de dispersie. Singurul meridian din corpul nostru și organ care nu are punct de dispersie. Și al doilea punct este cel de la nivelul sternului, un punct foarte important pentru că, așa cum spuneam, contribuie la deschiderea pieptului și la reglarea respirației. Desigur,
sunt mult mai multe puncte care pot fi folosite în funcție de simptome și de situații, dar aici deja intrăm într-o discuție de specialitate care este problema și responsabilitatea medicului acupunctor. Dintre plantele care pot fi folosite pentru a echilibra anxietatea, desigur există multe plante adaptogene care echilibrează și tratează anxietatea indiferent de nivelul și organul la care se găsesc. Dar aici, special pentru inimă, aș aminti salvia. Salvia e plantă, se numește planta inimii rănite și este folosită de șamani pentru purificarea și curățarea spațiului de lucru. Astragalusul, care este o plantă, chiar aș vrea să fac o mențiune în acest sens, este o plantă valoroasă din medicina chineză care previne riscul de accident vascular și de infarct miocardic. Pentru că urmează în medicina chineză perioada de vară, cu căldură destul de mare, există un risc pe această zonă și atunci e bine, ca în mod preventiv, să introducem în schema noastră de tratament această plantă care întărește și imunitatea, reglează și splina și un pic glicemia și previne, cum spuneam, problemele și riscurile pe această circulație. Și arjunul, care este o plantă din medicina indiană, care din punctul meu de vedere, toți oamenii care au o anumită patologie la nivelul inimii, ar trebui să folosească această plantă, pentru că este o plantă care îmbunătățește funcția și reface structura miocardului, adică a mușchiului inimii. Cu alte cuvinte, contribuie din plin la, să spunem, menținerea funcționalității inimii. Desigur, în anumite limite fiziologice, dar din experiența mea, un rol special, pentru că arjunul este o plantă care în egală măsură echilibrează mușchiul inimii, dar echilibrează și stările emoționale. Este interesant cum Dumnezeu a lăsat în natură plante care fac ce ar face 10 oameni împreună. Cu alte cuvinte, combină mai multe efecte într-unul singur. Dacă ne referim acum la o localizare a anxietății la nivelul spinei și pancreasului, vorbesc de spină și pancreas pentru că în medicina chineză cele două organe sunt distincte, dar și oarecum asociate prin funcțiile lor, spina și pancreasul fiind legate de hrănirea organismului. Toate celulele corpului primesc hrană după ce spina și pancreasul prelucrează și distribuie ca într-o rețea fină această hrană. Sentimentul care afectează splina și pancreasul este îngrijorarea. Așadar, aici vorbim de o anxietate care despică firul 4. Are foarte multe obsesii, foarte multe și este în general o anxietate rațională. Caută să-și explice totul într-o modalitate perfect matematică și logică. Și ce nu intră în această matematică și logică devine un element înspăimântător, de necontrolat și, evident, această stare care dă naștere și unui comportament care merge spre partea de obsesivitate și compulsivitate, pentru că se transformă într-o obsesie care roade în mintea omului, nu-i lasă să doarmă, nu-l lasă să mănânce cum trebuie sau, din contră, îi dezechilibrează pofta de mâncare și asta, în cele din urmă, duce la dereglarea glicemiei. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să examinez pacienți care aveau o formă sau alta de diabet și, uimitor, nu făceau abuzuri alimentare în ceea ce privește dulciurile, dar făceau abuzuri emoționale în ceea ce privește îngrijorarea. Așadar, este important să putem să înțelegem că, într-un fel sau altul, hrana pe care o dăm organismului nostru și celulelor noastre este cea care va intra ulterior în componența organismului nostru. Dacă vrem să avem un organism sănătos și dacă celulele noastre vrem să funcționeze bine, trebuie să le dăm această hrană. E bine să avem logică? Cu siguranță. E bine să avem capacitatea de analiză?
Evident, pentru că nu am putea să reînvățăm de fiecare dată toate gesturile pe care le facem în fiecare zi. Și ar fi și foarte greu să ne orientăm dacă n-am avea un catalog de gânduri, de amintiri, de emoții și așa, pe care creierul nostru să le poată compara. Avem nevoie de o bază de dată. Avem nevoie de o memorie. Și acest lucru contribuie din plin spina și pancreasul. Numai că în momentul în care anxietatea se localizează aici, apare această frământare inutilă. Pur și simplu, orice problemă se transformă într-o grijă foarte mare și nu pare nici să aibă o soluție pozitivă. Există și aici câteva puncte care ar putea fi folosite. Unul din aceste puncte este splină pancreas 6. Este un punct bun pentru că la nivelul acestui punct se echilibrează energia ficatului, energia rinichiului și energia splinei. Cu alte cuvinte, cu un singur punct putem să reglăm mai multe locuri. Dar în același timp, mai face ceva acest punct, elimină o anumită substanță care se numește în medicina chineză, tehnic vorbind, flegmă. Adică o acumulare de lichid vâscos, lipicios, care este foarte greu înlăturat. Pentru că, de fapt, una din caracteristicile anxietății este exact această împăstare a organismului. Când splina nu funcționează bine, se umflă mâinile și picioarele, se rețin lichidele în organism și se umflă întreg organismul. Deci e un organism pufos. Aproape tot ceea ce mănânci te îngrașă. Există probleme pe circulația limfatică. De aceea este și bine să se facă mișcare sau să se facă diferite tehnici de masaj, pentru că ele, iată, pot ajuta la acest drenaj limfatic. Dar, în același timp, modalitatea în care această substanță se acumulează în organism este ca o îngreunare, ca un blocaj pe absolut toate vasele energetice sau fizice prin care circulă sângele sau circulă energia. Și nu este întâmplător că unul din punctele care se află pe meridianul splinei și pancreasului, splină pancreas 4, este punctul care reglează meridianul sursă, Chiang Mai, meridianul care trece prin interiorul coloanei vertebrale, acel meridian care de fapt reglează vitalitatea și unde se depune în mod simbolic toată structura energetică și funcțională a omului, cel care ne dă pofta de viață și bucuria de a trăi. Deci iată că acumularea aceea de lichid vâscos ne înțepenește acest mecanism de, să spunem, viață, de bucurie, de adaptare. Dintre plantele care pot fi folosite pentru echilibrarea acestui deficit de splină care adică există anxietatea care perturbă un organ, dar există și organul care atunci când e perturbat poate determina acest tip de anxietate. Sunt două plante, una se numește coptis și cealaltă lotus, o anumită specie care se folosește în medicina chineză pentru prepararea unor produse sau ceaiuri. De asemenea, tot pentru această... Există în farmacopea noastră o plantă, turița mare. Turița mare este o plantă care, să spunem, înglobează în ea efecte atât pe sistemul digestiv, sistemul imunitar, ficat, limfă, tiroidă. Este o plantă complexă, o plantă care înglobează în ea mai multe efecte și care în rețete poate fi prescrisă, ca să spunem așa, ca fiind o plantă princeps, ea fiind însoțită de alte principii secundare care o pot ajuta în funcția lui. De asemenea, tot aici mai putem folosi plante care mai ajută un pic la drenajul limfatic, cum ar fi trifoiul roșu, un supliment extras din carapace de animale marine, chitosanul, și mai putem folosi și plante care stimulează funcționarea pancreasului, cum ar fi păpădia. Într-un anumit sens, dacă vrem să avem un pancreas sănătos, trebuie să avem grijă
și la consumul de dulciuri, pentru că, vedeți, aici starea emoțională este cumva într-o balanță cu consumul de dulce. De multe ori când suntem într-un dezechilibru, organismul ne cere dulce, dar cu cât mănânci mai mult dulce, perioada după ce glicemia a fost crescută duce la o scădere a acestei glicemii. Și oscilațiile acestea foarte mari de glicemie sunt periculoase pentru organism, dar periculoase și pentru starea emoțională. Pentru că atunci când energia este sus și ai o glicemie crescută, ești poate puțin agresiv, ai prea multe energie. Când începe să scadă, devii irascibil, devii nervos, nu te mai poți concentra. Noi trebuie să menținem, așadar, un nivel corespunzător de zahăr în organism și bine ar fi ca o mare parte din acest zahăr să fie zahăr natural din fructe și din legume. În special, fructele de pădure sunt recomandate pentru că ele au și proprietăți antiinflamatoare și, nu în ultima instanță, merele, pentru că, așa cum am și vorbit la începutul emisiunii, iată, ele au prin componența lor și prin vitamina C și prin fibrele pe care le au un rol atât în digestie cât și un rol antidepresiv. Dacă avem o localizare la nivelul ficatului, aici anxietatea arde cu foc mocnit, pentru că ficatul înseamnă un foc mocnit. Există două spirite, spiritul Hun și spiritul Shen. Shen este la nivelul inimii. Acolo este cu iubire, compasiune, dăruire, cunoaștere, dar o cunoaștere spirituală profundă. Hun este un spirit ceresc, așa îl denumesc chinezii, care călătorește în timpul somnului, în timpul viziunilor, în timpul meditațiilor și se alimentează din zona de unde venim noi, din cer, și apoi coboară aici pe pământ. Există un echilibru între aceste două spirite, ele se ajută reciproc. De fapt, ambele spirite se exprimă dintr-un anumit punct de vedere la nivelul ochilor, prin lumina ochilor, să spunem, spiritul Shen, și prin claritatea vederii și înțelegerea ceea ce vezi, spiritul Hun. Deci, într-un fel sau altul, acest tip de anxietate îți întunecă judecata și vederea. Nu mai ești calm, nu mai ești relaxat, nu mai găsești cele mai bune variante, ești irascibil, ești nervos, nimic nu-ți convine și din cel mai mic lucru izbucnești. Este o apăsare constantă la nivelul ficatului pentru că, vedeți, prin ficat se metabolizează alimentele, prin ficat se metabolizează medicamentele, prin ficat se metabolizează tutunul sau alcoolul pe care îl consumăm și alte toxine, dar tot pe aici se metabolizează gândurile. Absolut tot ceea ce intră în corpul nostru trece așadar prin ficat. Să facem o precizare și anume faptul că și dacă noi împărțim anxietatea în mai multe tipuri și dacă fiecare din noi ne regăsim într-unul din aceste tipuri, nu înseamnă că nu putem să sărim de la un tip la altul sau poate uneori să avem chiar două tipuri de anxietate prezente în același moment. Așadar, totul trebuie privit într-o evoluție dinamică, nu într-un lucru static și emoțiile, în general, caracteristica lor este că se transformă foarte ușor unele în altele. Spun înțelepții budiști că, de fapt, emoțiile sunt un tablou în mișcare, iar noi suntem spectatori ai acestor emoții. Și spun acest lucru pentru că nu de puține ori ți-ai dori ca o anumită emoție să rămână sau ca o anumită emoție să dispară. Din păcate, de multe ori constați că și dacă te străduiești foarte mult, acest lucru este uneori imposibil pentru că din punct de vedere al fluxului mental, există ceva în trecutul tău care a creat această emoție. A proiectat-o pe ecranul minții tale. Tu ești creatorul acestui film și acum, în acest moment, trebuie să urmezi filmul care este proiectat. Dacă vrei un alt film în viitor, poți să începi să lucrezi la producția lui din acest moment. Pentru că un maestru budist a fost întrebat, maestre, sunt trist și deprimat, ce să fac ca să nu mai fiu trist? Fii vesel. Adică, cu alte cuvinte, ai putea spune cum? Păi, să fii vesel pentru că în acel moment se va crea o anumită stare care îți va determina o energie care îți va regla până la urmă ficat. Una din plantele recomandate în medicina chineză pentru stagnarea energiei la nivelul ficatului este bucleurum.
Iar din farmacopea noastră putem folosi cu mult succes sunătoarea, pentru că se știe că este și o plantă antidepresivă. Tot aici aș mai menționa câteva din plantele adaptogene, șilajit, rhodiola și ashwagandha, în diferite combinații, pentru că aceste plante au un efect foarte bun de echilibrare a anxietății, somnului, depresiei și, ceea ce este mai important, nu intoxică ficatul. Problema anumitor tipuri de medicamente este că ele creează, dintr-un anumit punct de vedere, o anumită toxicitate la nivelul ficatului, iar această toxicitate se răsfrânge nu de puține ori, exact printr-o stare emoțională proastă și printr-o anxietate determinată de intoxicarea ficatului. De aceea este prudent când avem pacienți care au un tratament medicamentos pe care trebuie să-l urmeze cu strictețe conform indicațiilor medicului specialist, să aibă în vedere că este necesar și un protector hepatic. Și în zona acestui protector hepatic sunt factorii lipotropici și silimarina naturală, milk thistle, care se găsește în comerț sub diferite denumiri și forme comerciale și care pot să ajute ficatul să funcționeze bine, spun chinezii, nu mai băltește sângele. Cu alte cuvinte, toxicitatea de la nivelul sângelui nostru este echilibrată pentru că ficatul reușește să elimine mai bine toxinele. Putem ajuta ficatul să elimine mai bine toxinele folosind o plantă cum este, de exemplu, nimul și folosind de asemenea produse care reglează sau echilibrează flora intestinală, pentru că atunci când flora intestinală nu este încărcată, atunci nici ficatul nu trebuie să lucreze mai mult și starea emoțională poate să fie mult mai bună. Ficatul este legat de ochi. Ochii sunt roșii când ficatul nu funcționează bine, de mușchi. Apar spasme musculare și apar probleme la nivelul unghiilor. Nu de puține ori, așa zisul diagnostic de spasmofilie este de fapt un deficit sau o stază de energie la nivelul ficatului, oamenii cu acest tip de anxietate putând avea ticuri, tresăriri și în timpul somnului și în stare de veche. Deficitul de energie la nivelul plămânului, anxietatea care se localizează aici la nivelul plămânului, plămânul este legat de melancolie și de tristețe. Cu alte cuvinte, aici nu mai este chiar o anxietate simplă, ci este o anxietate legată de o tristețe, poate într-un fel spus existențială. Adică există un moment în care rămâi fără respirație. Respirația se blochează. Aici este acel blocaj pe respirație în care simți nevoia să respiri mai adânc, simți nevoia. Oricum, ritmul gândirii este legat de ritmul respirației. O gândire relaxată înseamnă o respirație lentă. O gândire accelerată înseamnă și o respirație accelerată. Deci numai din reglarea respirației și numai din urmărirea respirației putem induce o stare de calm și de fapt asta se și recomandă atunci când avem o stare de anxietate. Dar este vorba că plămânul, fiind legat de această stare de tristețe, creează în interiorul corpului o anumită atitudine de resemnare, o atitudine în care nu mai reușești să vezi bucurile, de fapt nu te mai bucură nimic. Ai poate ceea ce îți trebuie, poate câștigi suficient bani, poate ai meseria pe care ți-ai dorit-o, dar ai acest sentiment că nimeni și nimic nu te mai poate bucura. Este ca un fel de plafonare. Tot aici se înregistrează o transpirație excesivă pentru că plămânul comandă deschiderea porilor. Și tot plămânul este legat prin intermediul intestinului gros, care este organul lui pereche, de acel mod în care privim alternanța dintre viață și moarte. Așadar, tipul acesta de anxietate te face să dezvolți o lipsă de apreciere asupra vieții și un soi de teamă, să spunem, de ideea de moarte, neacceptând că ea face parte dintr-un ciclu normal, natural și firesc. Dintre plantele care pot fi folosite pentru reglarea plămânului, aș spune
că aici ar trebui folosit, mai ales în această perioadă pe care o traversăm noi, o plantă cum ar fi turmericul și boswellia, două plante antiinflamatoare care acționează și pe zona plămânului, uleiul de chimen negru, podbalu și o plantă cu acțiune bună asupra plămânului, dar și asupra imunității, isopul și secundar trei fraspătați. Există și o plantă în medicina chineză, pseudostelaria se numește, din care tot așa se prepară anumite produse în medicina tradițională chineză. Deficitul de energie la nivelul rinichiului, aici intrăm într-o zonă, pentru că vedeți, rinichiul este baza organismului, este legat de voință. Oamenii care au anxietate în această zonă încep să aibă ori o voință exagerată, o încăpățânare ieșită din comun și nu fac un anumit lucru chiar dacă sunt conștienți că acel lucru le determină un rău. Sau o abulie, o lipsă de voință, pur și simplu oamenii nu mai doresc să facă nimica, nu mai încearcă nimica, sunt în întregime resemnați și nu mai au absolut niciun avânt și nicio energie. Apar aici, în zona asta, durerile la nivelul oaselor, apare disconfort urinar, pietrele la rinic, care sunt o manifestare fizică a anxietății însoțită de teamă și de depresie, apar infecțiile urinare și apar problemele în sfera genitală și sfera sexuală. Acest tip de anxietate este însoțit de probleme de libido, probleme de activitate sexuală, existând așa zisele disfuncționalități, dar care de fapt nu au la bază o tulburare organică. Nu e vorba de o suferință pe un anumit organ, ci este vorba pur și simplu de o emoție care nu este controlată și acel sentiment că nu e suficient de bun, că nu poți să faci față, că se cere prea mult de la tine și deja e prea mult, ești depășit. Și o senzație de epuizare cu dureri la nivelul oaselor, pentru că rinichiul, în esența lui, este legat de oase, este legat de picioare, este legat de coloana vertebrală și este legat de ureche. Tipul acesta de anxietate, din toate tipurile de anxietate, este, să spunem, tipul cel mai surd de anxietate, pentru că, având acest blocaj la nivelul rinichilor, oamenii din această situație nu aud ceea ce li se spune. Să spunem că dacă la nivelul ficatului nu văd ceea ce li se spune și dacă la nivelul inimii nu înțeleg ceea ce li se spune, aici la nivelul rinichiului nu aud ceea ce li se spune. O să spuneți, adică cum nu aud? Adică vorbești cu acești oameni, le spui un lucru și vezi că te întreabă din nou și din nou același lucru. E bine să repetăm de multe ori un lucru, pentru că am observat că toți profesorii și maestrii îți spun de multe ori un lucru, pentru că prima oară nu-l auzi, a doua oară nu-l simți, a treia oară nu-l înțelegi, a patra oară nu-l vezi, a cincea oară nu-l aplici, a șasea oară nu-l integrezi și așa mai departe. Pentru fiecare repetiție există o explicație. Ar trebui să fim atenți în viața noastră atunci când anumite lucruri se repetă de multe ori, pentru că e posibil ca acolo să fie o lecție pe care o avem de învățat. Pentru anxietatea la acest nivel, o plantă bună este Remania. Cordycepsul și Ganoderma sunt alte două plante extrem de bune și Schizandra, care este o plantă care armonizează energia dintre inimă și rinic. De asemenea, este important să bem suficiente lichide, însă fiecare organism trebuie să-și găsească nivelul corespunzător de lichide. Nu întotdeauna o recomandare generală se potrivește tuturor. Și nu în ultimul rând, oamenii care au o anxietate care ține de rinic preferă gustul sărat. Nu este vorba aici de a mânca ușor sărat, ceea ce este absolut normal în alimentație, ci de a avea un consum cu adevărat exagerat de sare, pentru că, să spunem, frica mănâncă sarea, cu alte cuvinte, rinichii tind să-și refacă această energie. Există alimente care au o natură sărată, cum ar fi peștele, cum ar fi măslinele, cum ar fi murăturile. Însă este bine să menținem un echilibru între toate tipurile de gusturi. Pentru că, de exemplu, pentru inimă este gustul amar, pentru ficat este gustul acru, pentru plămâni este gustul picant, pentru spline este gustul dulce, iar pentru rinichi este gustul sărat. Inclusiv din aceste lucruri putem regla nivelul și starea anxietății și putem
combina alimentele în așa fel încât să nu lăsăm unul dintre organe descoperit pentru că consumăm prea multe din alimentele de un anumit tip. Frumusețea vieții este prezentă pretutindeni în jurul nostru. De fiecare dată când noi ne, în ghilimele, faultăm singuri, refuzăm să vedem această frumusețe și trăim într-o stare care nu este caracteristică și nu este normalitatea noastră. Normalitatea noastră este plină de iubire, plină de compasiune, plină de mulțumire, plină de recunoștință. N-au ce să caute în mijlocul acestor sentimente nici anxietatea, nici tristețea, nici depresia, nici unul din aceste sentimente. Și atunci trebuie, împreună cu ajutorul profesionist pe care îl primim și noi înșine, să lucrăm pentru a crea în jurul nostru o lume în care îi ajutăm pe cei din jurul nostru să-și depășească fricile, să-și depășească limitările, să-și modifice anumite tipare de gândire și mai ales să creăm acea lume mai bună care nu este undeva departe față de noi, ci este prezentă chiar acum în mijlocul nostru. Singura condiție este ca noi să o vedem schimbându-ne în interiorul nostru. Și pentru că vorbim de această schimbare, vă invităm să distribuiți sau să apăsați butonul de subscribe al canalului nostru, nu numai pentru a fi la curent cu ultimele apariții și ultimele emisiuni, dar și pentru a crea în câmpul energetic o schimbare prin care vom putea să-i ajutăm pe toți din jurul nostru să beneficieze de o informație de calitate și să aibă un sprijin pe care la rândul lor pot să-l transmită mai departe. Pentru că nu un om este important, ci informația este cea care trebuie să circule. Vă mulțumesc!